Hei, vă salut! Sunt Chionel Nistor de la Apisines, apicultura din România Live. Hidromelul, deși este unul dintre cele mai vechi produse ale stupului, este puțin cunoscut în ziua de astăzi. Vom discuta despre hidromel. Vom încerca să înțelegem ce este de fapt hidromelul. Un scurt istoric și a lămurit dacă este o băutură tonică naturală sau a o băutură alcoolică. Vom decunoaște proprietățile hidromelului și vom discuta despre prepararea hidromelului. Cât despre scurt istoric al hidromelului, hidromelul se spune că datează de 4.000-6.000 de ani în urmă. Unii spun că ar fi original din Babilon și fiind cunoscut de acum 4.000 de ani, iar alții din medicina iorvedă susțin că originile sale datează de acum 6.000 de ani și provenind de fapt din India. Hidromelul îl putem întâlni și în Europa. Pentru vechinci, sunt denumirea de mied, este cel care a dorit inspirația poetică. Hidromelul îl întâlnim și în alte culturi, cum a fi în scrieri getodatice, celtodatice, baltoslave, fino-ungrice, babiloniene, egiptene, romane, dar și elene. Tradiția folosirii hidromelului se păstrează în continuare de la getodaci romanizați protoromani și perioada de trecere a feudalismului, precum la urma și populații romanizate din, tipurile, din ținuturile românești. Hidromelul, ca și scurt istoric asupra geografiei noastre, regăsim amintit de Antonio Maria Gratiani, spune că pe la 1564 despre moldoveni, cât, cităm, de vin nu du lipsa, dar folosesc mult miedul, ca unii care au multă miere. Și alcool. La noi, în țară, prima documentare a hidromelului apare în anul 1413, când negustorii brașoveni plătesc impozit pentru comercializarea acestuia. Ce este hidromelul? Este o băutură tonică sau este o băutură alcoolică? Acum vom găsi în cărți de specialitate mai multe rețete, și în funcție de abordarea acelor rețete, vom vedea că hidromelul poate fi o băutură slabă, conică, obținută prin fermentarea mierii, amestecate cu apă și cu polen, ce grăbește vindecarea rănilor. Din cultura dacică se știe că după ce au rămas fără vii, și în speță fără vin, ei au abordat hidromelul ca o băutură alcoolică și în felul acesta au căutat să găsească rețete cu care duceau la un gram de alcool mai mare. Deci putem vedea hidromelul atât ca băutură tonică naturală dar și băutură alcoolică în funcție de concentrarea mierei și de polen implicată în rețetă. Ca băutură alcoolică este o băutură alcoolică cu un conținut ridicat de alcool de 12,5 dulce, parfumată, care împreună prin fermentația alcoolică a unui amestec de apă, miere, polen, cules de albine, cunoscută de vie, vinul de miere, hidromel sau miel Hidromelul proprietățile sale nu este nu e de mirare că această băutură a generat atât de multe legende în jurul ei, pentru că are în componența 400 substanțe nutritive care ajută la menținerea sănătății. Dintre vitamine și minerale pe care le conține hidromelul, amintim vitamina C, A, D, K, complexul B, potasiu, calcium, magneziu, fosfor, seleniu, crom și iod. Hidromelul, fiind o băutură apreciată încă din cele mai vechi timpuri, hidromelul a fost atent studiat în timp, omul reușind să își descopere principalele sale efecte benefice asupra organismului, grăbește refacerea organismului, ajută la refacerea poftei de mâncare și a tratarea anemiei când se bea câte un pahar înainte de masă, vindecă frigiditatea, se consumă la unul la trei pahare înainte de a consuma actul sexual și fiind unul din puținele remedii pentru frigiditatea feminină. De asemenea, hidromelul ameliorează impotența masculină, se bea hidromel înainte de a consuma sexual, reduce efectele menopauzei premature, se consumă cu te un pahar de hidromel dimineața, la prânz și seara, timp de 60 de zile. Hidromelul vindecă carența de minerale și de oligolemente. Se bea câte o jumătate de litru în fiecare zi, timp de 20 de zile acel hidromel slab, alcoolic, care este o băutură tonică. Nu recomandăm lucrul acesta pentru uh, hidromelul care conține anumite grade de alcool. Acum, ca și prepararea hidromelului în cărți, găsim mai multe rețete. Și sunt o serie de cărți care dezbat lucrul acesta. Putem face referință, de exemplu, la Constantin Hriste, a tratat complet de apicultură, sau Eva Crac Mierea, editura Pimondia 1977, este, hidromelul este prezentat la pagina 385 la, până la 400. Sunt multe alte cărți care au fost dedicate sau articole sau reviste care vorbesc despre lucrul acesta. Ce vom trece noi în revistă câteva uh, orientări, câteva metode de preparare a hidromelului. Metoda Gordon cu măia de struguri. Metoda de rosne sau Lyons cu păstură. Metoda crab sau ware cu drojde de vin. Și metoda jascuidnime, ferment selectiv. Sunt câteva lucruri pe care le putem aminti despre hidromel. Publicată în 7 august 2011 la ora 20.23 de către cunoscutul și regretatul Neagica Romanescu, am să dau citire dintr-un paragraf care vine să aducă o imagine mai clară despre hidromel. Deci, ceea ce voi citi acum este pur și simplu ceea ce Nergica s-a documentat și a făcut public. Ghilimele: vin de miere și din struguri. Autorul a pus cuvântul vin cu ghilimele, fapt ce denotă că vinul se folosește, se numește produsul obținut nu numai din mus și de struguri. Am încercat să, și am reușit uneori să obțin un hidromel acceptabil, după rețete prezentate mai sus. Satisfacția a venit după multă muncă și perseverență în timp de lungat. După peste 30 de ani de căutări am reușit să prepar și să folosesc în gospodărie excelent vin de miere și muz de struguri, produs care poate fi preparat cu ușurință de orice gospodărie. În 60 de litri de apă potabilă se dizolvă 12 kg de miere, în paranteză 0,2 kg pe litru de apă, soluția se încălzește la 45 de grade în vase mai late. Se spumește, se lasă la răcit, se toarnă într-un butoi, apoi se adaugă 30 de litri de mus de struguri care fermentează violent. Amestecul trebuie să ocupe cam, 2, cam 3 pe 4 din volumul butoiului. Se astupă vrana o pânză curată sau tifon. Fermentația se face într-o pivniță curată, fără vinosuri sau într-o bucătărie. După aproximativ 3 luni se trage de pe drojdie și se lasă să se limpezească încă 3 luni care poate, după care se poate trage în sticle și păstrat în pivniță. Pot fi preparate alte cantități folosite, folosind amigienele de 25 sau de 50 de litri. Mustul trebuie să provină de la stuguri bine coți, dulci, fără boabe stricate sau mucegai. Cantitățile de mine pot fi mărite la 0,3 sau chiar 0,4 de kg pe litru, iar mustul se poate ajunge până la 50%. Ce am scris am preluat din Ce Antonescu, un om care a îndrăgit mult albin, le-a scris cărți și poate mii de articole despre bine. L-am cunoscut personal în anii 80, scrie regretatul Gică Romanescu.